bine v-am găsit la un vlog cu Eric Cicleanu. Vă pup. El este Eric Icleanu, Icleanul, dacă articulăm. De unde ne știm noi? Ne știm de la Antol, de acum vreau. Mamă, chiar acolo! Deci tu mi-ai spus cel mai bun banc pe care cred că l-am mai în viață. Nu cred. Știi care e diferența dintre un chiuveu? Mi-ai spus, știi care e diferența dintre o chiuvetă și un WC? Ah, ok, da, știu bancul. Păi normal că știi. Da, că ți l-am zis, nu o să știți niciodată, scuzați-ne. Astăzi o să facem roastul meu. Mi-a trimis maică-mea niște poze cu mine de când eram mic și am zis, bă, sunt foarte bune, trebuie să facem ceva cu ele, așa că bine ați venit la roastul Robe. Asta este prima poză. Alo, pronto, sunt contactul. Bă, tu vezi ce freză aveam. Mamă, era telefonul ăla pe care îl deschizi și e tastatură de aia. Da. Poți să jur că aveai Tamagotchi în buzunar. Mamă. Dar aici chiar erai drăguț, aici erai drăguț. Ce drăguț, vezi ce păr aveam, zice, că eram pisică. Dacă acoperi, zici că efectiv este un spate de pisică. Cineva ne-a trimis asta și a zis că seamănă cu asta. Seamănă cu Alex Bogdan. Bă, dar e izbitor de tare seamănă. Bă, seamănă părul din păcate și nu din păcate pentru tine. Pentru el. Da, pentru el. Dan Negru când l-au sunat prima oară să facă emisiunea de Revelion. Bă, dar acum observi ce sprâncene groase avea. Bă, era ireproșabil. Hai că și acum ai sprâncene de bufiță. Păi știu, dar atunci, la vârsta aia, aveam 45 de ani. Te sună vecinul și zice că se aud sunete sex, iar tu nu ești acasă. Oh, shit! Lasă, stai că nu fac glume sexuale. Don't sexualize little Robe. Ia, uită-te un pic la fața lui. E un pic cheeky, e un pic... E un pic, e un pic, mă sună coardele. Cred că s-a încins telefonul ăla de la câte zdrențe să n-au ce. Am încă ascult melodia mișto pe care ți-a dat-o colegul prin Bluetooth. Prin infraroșu. Da. Marian, telefonul meu unde e? Marian, între timp. Marian! Când sun curierul după ce te-a sunat deja de 8 ori, ți-a dat retur la coleg. Mamă. Ți-a vreodată chiloții haș? Nu. Nu știi ce pierzi. Chiloții haș? Da. Bă, ăsta era rostul meu. Eu nu-s cercel, băiatul lui Petrică, cercel. Ușor. Doar eu și chitara pe spate. Am încât decis să nu te mai tundă mai ta și să faci programare la un frizer calificat pe ascuns. Bă, așa mă tundea bunica după fotbal. După fotbal? De ce atât de specific? Că mergeam în Iorecu, băieții, și făceam mișto de părul meu. Să mor tu. Când îți spune că e la o prietenă de ei, dar tu ești de fapt la prietena ei. Oh, shit, Robe. Ce să vezi? Mamă, prins Wi-Fi cu rechile alea să mor. Când te sună mâinea să te întrebi dacă nu vrei un golf 4. Mă, mâinea, el e mâinea, vine mașină. Aici, în schimb. Hai să comentăm pe asta. Băi, eram pregătit, frate. Nu știu pentru ce, dar eram pregătit să merg undeva, să fac chestii. Erai pe drum să... I was going places. Da. Știi unde eram aici? Unde la e? Disneyland. Nu cred. Da. Mamă, puteam să joc aici la Bran. La Bran? Deci ar fi corabii la Bran, bro. La Peleș ceva. La Peleș sunt corabii, corect. Nu. În drum spre inima ta. Bă, trebuie să transform asta într-o felicitare de-aia cu... În drum spre inima ta. Da. Capitanul Robe vă urmează spor la... Vă urmează spor. Spor la gătit. Capitanul Robe vă urmează spor la gătit. Îți fac păinjenii Bora Bora pe stomac. Ai, n-am prins vorba asta, îmi făceau Bora Bora. Nici n-am auzit-o vreodată. Jesus. Îți fac șubolanii bunga bunga pe casă. Ești gay sau nu știu dacă îți dau în față. Asta e o memă de a urmăritorilor mei. A, că ești gay? Da. Ești? Da. Nu. Arăți ca o chiftea, arăți ca o chiftea, arăți ca o chiftea, arăți ca o... Cap de ou de curcan. De ce atât de specific, Tudor? Mi se pare că ești un exemplar perfect de frumusețe infantilă. Mi se pare că e inocență. Bro, that's pedophile. Don't sexualize Robe. Salutare tuturor, eu sunt Răzvan Gogan, iar astăzi sunt împreună cu fratele meu mai mare, Andra. Slabă boaba, fulge. Bă, asta e slabă boaba, rău. Slabă boaba, Giurgica. Giurgica. Zici că vă puneam maică, dar timbre în ciorbă. Și unde eram aici? Tot la Disneyland Paris. Cu sora mea pe timbre la Disney. Mamă, că ăla chiar e Donald Duck. Mamă, chiar e Donald Duck. Maica mea, bro, ești în sufragerie. Tu-ți dai seama să fii părinte, să-ți minți copiii că-i duci la Disneyland. Să le dai aici! Două tipuri de persoane când află că intră în galați. Care-i duma cu galații? Galații, Brăila. E peste tot. Brăila există? Nu. Cream că e un mit. Ai fost în Brăila vreodată? Nu. Păi, n-am ce să zic de tine de rău, te susțin în tot ce faci. Bravo, Abi! Tudor Chirilă wannabe. Nu știu la ce concert Tudor Chirilă ai fost, dar ai văzut rup pe boabe anul ăsta.
Sincer, zici că sunteți doi puradei pe care a pus Gheorghe Dinică să cerșească în filantropie. Gheorghe Dinică! Vrem ciorbă cu acid, vă rugăm, ne lasă-ți. Robe Cristian, reprezentarea fizică a expresiei se putea și mai rău. Robe Cristian, omul cu mai multe tatuaje decât principii de viață. Wow, shit! Cineva știe chestii. S-a dus personal. Păi, e un tovarăș de-al meu din Botoșani. Ah. Tu ești din Botoșani cu aia, n-ai dreptul să comentezi la mine. Botoșani există? Nu, nici Brăila. Acel moment când primești rolul principal din Pirații din Caraibe. Uite-mă pe Jack Sparrow după o lună în... la cămin. Botoșani. Doamne, iată-mă, bă! Bă! Bă, mi-ar fi fost rușine cu tine. Bă, vrei să zic ce e cu adevărat amuzant din poza asta? Era un roleplay pentru o oră de engleză în care trebuia să impersonăm vedete și ghiși pe cine imitam eu. Connector sau Pepe? Bon Jovi. Tu știai cum arată Bon Jovi? Bă, dar aveam un ten, chiar aveam un ten respectabil. Vezi că și acum ai, ești decent. Ești da? Decent. Mulțumesc da, foarte mult. Am venit la roți și m-am zis să ne facem. Ești genul ăla, băiatul vrei petarde. Merge la fotbal în Iure. Băiatul. M-aș face lesbi pentru tine. Bă! Ești gay! Zi-mă, ești gay, că-ți dau un follow. Când termini ASEU și-ți găsește de la educație. Toți studenții de la ASEU. Ai o țigare? Asta e! Ai o țigare! Hai mă, tu m-ai uitat pachetul mașinii. Ia uite, ia acolo. Mă duc să-mi iau pachetul acum, imediat îți dau. Da, exact. Dar ai zis, mă, că odată în viața ta mă duc acum acum. Nu, nu mințeam. Nu cred. Ziceam pe coie, n-am bani, te rog de-mi. Respect, eu, uite cum arată. Aș prefera să-mi fac circumcizie cu unghiera decât să mai văd poza asta. Oh, peric. Fata, te angajez eu pe la un post sigur pe Germania. Era fix genul ăla care garanta un job foarte bine plătit în străinătate. Era ăla care vine mereu cu o combinație. Vine, știe ceva, bă, mă jur. Ești super frumoasă, uite, avem aici de la Studio 24. Și acum ai ojă pe unghii. Oh, bodo. Bă, să știi că în punctul ăla nu m-aș fi gândit în viața mea cu Samoș. Erai bombardier, erai șmecher, erai ce își dorește fiecare bărbat să fie, erai fiara. Erai efectiv visul oricărei femei și ce ai ajuns? Avem 45 de kg. Dar poza asta. Abia descoperi masturbarea și intra Mike Tapp. Când te uiți la filme porno și mai deschizi un tap cu altceva. Un moment de apreciere pentru peretele din spatele meu care urma să cadă pe mine. Uite-te cum arăta, Jesus. Erai la țară? Nu, acolo cu ea. Cădea casa aia pe noi. Aveam pahare de la promoție, Fanta, nu? Tu vezi cum stăteam cu picioarele? Asta nu pot să judec, așa stau și eu. Dar parcă se citește pe fața mea că nu-mi plăcea camera aia. Nelly Good American. Ia, frădează un pic. Instrumentala de saxofon. Da, corect. Mi-ai și pus-o. Și l-a plăcut. Am râs. Am râs, a fost fun. Să-i dați subscribe și follow lui Eric Icleanu. Vă pup, dragilor. Tocmai s-a apucat de vloguri, are niște vloguri foarte fresh pe canalul lui. L-aveți în descriere. Light motivele videoclipului au fost Botoșani. Ești gay sau nu? Ești? Sau nu? Îți mulțumesc din suflet. Așa? Că m-ai primit, ai un apartament superb. Mulțumesc, ăsta a fost vlogul, eu am fost Robe, el a fost Eric. Salutare!